tineri lideri pentru agricultură, Clubul Fermierilor Români. De data aceasta, dumneavoastră, începeți cursul, doamna a terminat cursul. E undeva vreo legătură, v-a forțat să vă duceți sau v-a spus cât de frumos e? Bună ziua, în primul rând. Sunt, să zicem, două alegeri care sunt și legate. În primul rând, am venit la acest curs din cauza că, deși am terminat facultatea de horticultură, am urmat și studiile de master, simțeam totuși că... Parcă lipsea ceva. Era un gol mare, și anume partea asta de conversație, partea de să înveți de la cineva mare. Mai ales că aici, în acest program, sunt diferiți fermieri, mai vechi, mai puțin vechi, cei noi, și sunt foarte, foarte multe lucruri de învățat. Și totodată aș vrea să spun să pot să trec la un alt nivel de maturizare. Iar al doilea principiu, să zicem așa, a pornit de la soția mea, care a absolvit acest curs și eu am fost, să spunem, martor la cum a reușit ea să progreseze. Am văzut efectele acestui program și mi-au plăcut foarte mult. Am văzut că ea excelează și am zis, de ce să nu fac și eu asta în continuare.